Bună seara, stimați telespectatori! Bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. Pe parcursul zilei de ieri, societatea noastră a primit o informație potrivit căreia 5 judecători ai Curții Constituționale de fapt și-au depus demisia. Pornind, iată, de la acest eveniment, aș vrea ca să discutăm pe marginea funcției Curții Constituționale în societate, a comportamentului acesteia din ultima perioadă și, de fapt, despre această criză constituțională pe care au încercat să o identifice specialiștii în materie. Aceste aspecte vom încerca să le discutăm cu Victor Pușcaș, ex-președintea Curții Constituționale. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnule Pușcaș, din câte cunosc, dumneavoastră ați fost unul din cei care ați stat la temelia formării legislației și, propriu-zis, a prevederilor raportate la modul în care trebuie să funcționeze Curtea Constituțională. Și prima întrebare este una destul de firească. Dacă pe dumneavoastră v-a luat prin surprindere această demisie a judecătorilor de la Curtea Constituțională și dacă atunci când ați conceput modul în care va funcționa ea, ați prevăzut oarecum această criză despre care spuneam la începutul acestei emisiuni. Vă rog. Da, mulțumesc de întrebare. Cu adevărat, împreună cu alți colegi, am participat la formarea cadrului normativ de organizare și activitate a Curții Constituționale și am avut opinie foarte și foarte concretă de a introduce controlul constituțional. Cred că la emisiune nu putem să vorbim despre aspecte, de ce anume așa am procedat, că sunt diferite modele, diferite, dar am ales anume acest model de a introduce Curtea Constituțională și după cum vedeți am introdus-o în Constituție în afara ramurilor puterii, adică în afara autorităților publice. De ce? Pentru că Curtea Constituțională are atribuții foarte importante și rolul principal a Curții Constituționale că ea să activeze în câmpul constituțional. Ea, dar mai mult ca atât, ea trebuie să fie un străjer al Constituției. Să fac tot ce e posibil, imparțial, echidistant, ca toți subiecții de drept constituțional de drept să activeze în câmpul constituțional. Astăzi există necesitatea de a reveni? Da, necesitatea de a revedea unele poziții care, cu părere de rău, vedeți, dacă să vorbim din 95, de la 23 februarie 1995 până în momentul de față, s-au schimbat 4 componente a Curții Constituționale. Eu am avut onoarea să activez în a doua componență și în a treia, adică 12 ani în calitate și de președinte și de judecător. Bineînțeles că pentru noi, acei judecători din acele componențe, erau sfinte, adică era sfântă Constituția, era sfântă și jurisdicția constituțională și procedurile și previzibilitatea cursii în fața populației. Și eu vă spun că pot fi numite și greșeli din acea perioadă. De exemplu, prima componență a hotărât că 50 plus 1 e 52 de deputați. Asta o greșeală mare. Noi am corectat-o pe urmă când a venit nouă componență. După aceea s-a revenit, da? Da, am venit nouă componență și am corectat-o aceasta, că nu e așa. Mai departe, a fost altă greșeală a curții când a hotărât că când se alege președintele Parlamentului să fie numai puțin de 2 candidați. Și vă amintiți ce avem noi în Republica Moldova, niște situații amuzante când veneau, adică în Parlament, candidați care nu primeau niciun vot sau un singur vot. Noi tot am corectat aceasta, anume două componențe am corectat, pentru că nu-i corect. Parlamentul are dreptul ca să aleagă. Nu că din câți, dar să aleagă o persoană concretă. Și n-are importanță cât... Așa este hotărârea Curții Constituționale. N-are importanță. Aceasta sunt regulile democrației. Ca liber să-și expună opinia față de candidatura respectivă. Dar uitați-vă ce s-a întâmplat parcursul acestor ani, începând cu 2013, mai mulți specialiști numesc această situație că Curtea Constituțională a început să alunece de pe pozițiile Constituției și de pe pozițiile legislației cu privire la
Curtea Constituțională. Dar vrea cum e posibil lucrul ăsta? Pentru că vrea să-i cunoască că... o bună parte da, din ei. Da. Au fost subalterni, probabil. Și subalterni au fost, nu cum subalterni, am lucrat împreună, ne cunoaștem, da, de mai mulți ani. Dar știți, principalul în activitatea Curții Constituționale, când au activat prima componență și a doua și a treia componență în care eu am activat, era de a se distanța de organele politice. De a fi imparțială față de organele politice. Pentru că trebuie ca să fie formată imaginea normală a instituției, ca societatea să aibă încredere. Încredere să aibă societatea. Da, că e clar că nu toți pot avea încredere, să zicem, nu toți sunt de acord cu o hotărâre concretă a Curții Constituționale. Și dacă îmi permit să duc un exemplu. În 2002, dacă ne amintim, în 2001, Partidul Comunist a câștigat 71 de mandate. 71 de mandate. Adică o majoritate care putea să... Mai mult decât suficientă. Și să lichideze chiar și Curtea Constituțională. Fără nicio îndoială. Putea să modifice Constituția. Putea să schimbe Constituția. Și ce a hotărât fracțiunea Partidului Comunist atunci? Majoritatea parlamentară. Ca să petreacă alegeri locale generale noi. Pentru că au biruit, au obținut victorii la nivel de țară, la nivel de Republica Moldova, dar puterea locală nu le aparținea comuniștilor. Și au hotărât ca să petreacă alegeri anticipate, locale. Curtea Constituțională și-a expus foarte ferm poziția că nu poate fi recunoscut constituțional încercarea arbitrară a Parlamentului de a întrerupe mandatul aleșilor locale. Nu poate fi recunoscută. Domnule Pușcaș, și atunci Curtea Constituțională, dar uitați-vă, fracțiunea majoritară a făcut zarvă mare în Republica Moldova, chiar a fost și o condamnare a Curții Constituționale în acea perioadă, dar s-a are în vedere că specialiștii în drept, într-o voce, mass media, populația, au susținut decizia Curții Constituționale. Da, eu vreau să vă întreb, iată, dumneavoastră vorbiți de o perioadă în care buchea legii era pusă în față. Din câte cunosc, și dumneavoastră ați semnat uneori decizii separate. Da? Nu se mergea în bloc, cum se obișnuiește astăzi, ca toți să meargă în unison cu același punct de vedere, chiar dacă îl împărtășește sau nu. Nu vreau să... Eu, pe parcursul anilor, ca judecător, că chiar și ca președinte, uneori, știți, asiguram că să fie o discuție absolut liberă, echidistantă de forțele politice, de interese. Așa ceva era exclus 100%. Dar au existat tentative de presare? Da, tentative, bineînțeles. Știți, tentative de... Adică presiune asupra judecătorului există în orice țară. N-are importanță. N-are importanță că sunt mass media, sunt interese și politici și de grup și multe care îl influențează pe judecător. Da. Dar eu totdeauna am spus și o să spun că 99% de independența judecătorului aparțin anume judecătorului, anume persoanei care are verticalitate, care poate ca să respingă orice presiune. Dar venim la pe parcurs, da, opinii separate. Uneva eu acum pregătesc o carte ca să demonstrez totuși independența judecătorului constituțional în expunerea opinii proprii. Chestiunea între aceea că dreptul presupune diferite viziuni. Nu întâmplător vorbesc în popor că doi juriști, trei opinii. Da. Trebuie să fie discutată problema. Uitați-vă ce se face la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Nu o să întâlniți o hotărâre ale Curții ca să nu fie însoțită de două, de trei, poate chiar și de patru opinii. Ele se numesc și altfel, nu numai decât separate, contrarii hotărârii. Da. Dar poți fi care să explice în alt mod dreptul. Poate să argumenteze, să aducă alte argumente. Și iarăși fiind de acord, poate, cu hotărârea finală a Curții. Asta așa e la Strasburg. Așa și noi facem în Republica Moldova. Dar din 2013 încoace, sunt numai două opinii separate la ziua de astăzi. Una care, de când s-a început cu prevalarea declarației de independență asupra Constituției, când s-a distrus, s-a pus sub semnul întrebării Constituția și a fost scos la suprafață blocul constituțional și mai pe urmă a urmat un șir de alte hotărâri, prin care nu sunt multe, sunt undeva 10-15 hotărâri ale Curții Constituționale
care va veni timpul și ele vor fi revizuite. Eu vreau să vă întreb, iată, chiar pe site-ul Curții Constituționale există o informație potrivit căreia Veceslav Zaporojan va îndeplini funcțiile administrative ale în alte curți. Eu vreau să vă întreb simplu, ca să înțeleagă și omul de rând. Iată, în cazul în care, în acest interval de timp, vine o sesizare la înalta curte, cum are loc examinarea ei și de către cine? În primul rând, trebuie să înțeleagă toată lumea ce înseamnă demisia. Da. Sunt mai multe circumstanțe care pot să ne dovedească că funcția de judecător este vacantă. Atunci când expiră mandatul, când demisia, ridicarea mandatului, decesului, neputința de a îndeplini atribuțiile de serviciu mai mult de patru luni și așa mai departe. Adică sunt o șiră. Dar uitați-vă, eu n-am găsit decizie Curții Constituționale că atunci când are loc demisia unui judecător sau mai mult judecători, trebuie să fie indicat în decizie Curții Constituționale că se acceptă demisia respectivă. Se acceptă demisia respectivă. Dar care e motivul? Eu n-am găsit această decizie, numai este comunicatul despre care ați vorbit. Da, adevărat. Ce înseamnă această reglementare? Ce înseamnă această comunicare a Curții Constituționale? Dacă se anunță demisia, atunci judecătorul constituțional pleacă din funcție fără ca să-i explice, așa e scris în lege, fără ca să-i explice motivele. Adică are dreptul ca să nu-i explice motivele. Dar ce s-a întâmplat acum? Văd că din comunicat Curții Constituționale rămâne că judecătorii își îndeplinesc funcțiile lor, în orice caz în privința domnului Zaporojan, da, deci că chipul își îndeplinește atribuțiile sale până la numirea în funcție a noului președinte a Curții Constituționale. Așa reiese. Legea nu privede așa ceva. Legea privede cu totul alte. Dar ce să zicem că rămân aceștia 5 judecători până nu vor fi aleși sau numiți în funcție cei 6 judecători. 6 da. Judecători a curții, da. Și până nu va fi ales președintele curții. Probabil că curtea își întemeiază această hotărâre, a sa, decizia sa, să-și păstreze atribuțiile până nu vor fi aleși noi judecători, având în vedere hotărârea Curții Constituționale din 12 mai 2016. Da. Prin interpretarea oferită. Citesc numai, da, oferită societății, citesc chiar deodată. Vă rog. În sensul articolului 136 alineatul 1 din Constituție, judecătorul Curții Constituționale, al cărui mandat a expirat, atragem atenție, al cărui mandat a expirat, își exercită activitatea până la depunerea jurământului de către judecătorul nou numit. Adică, potrivit legii, acesta este un motiv separat. Când expiră mandatul, adică este ales pe un mandat de 6 ani, intră în funcție din momentul depunerii jurământului și pleacă din funcție atunci când expiră aceste 6 ani de zile din momentul depunerii jurământului. Asta e expirarea mandatului. Potrivit acestei hotărâri, numai această circumstanță, cred eu, mă rog, nimeni nu explică de la Curtea Constituțională ce s-a întâmplat. Că voi spune că pe timpuri când era o transparență deplină în aceste probleme și se explicau populației, societății, ce înseamnă o interpretare sau alta a Curții Constituționale, cum nu se vorbește nimic. Și atunci, dacă judecătorii constituționali socot că pot să-și mențină mandatul până a veni ori fi aleși ceilalți judecători, eu cred că ei se greșesc. În opinia mea, aș vrea să văd care este motivarea, explicația pe care o înscrie în decizia sa Curtea Constituțională. Dar în cazul dat, m-ați întrebat dacă vin sesizări la curte. Nu, e clar că nu poate hotărâ ceva judecătorul care și-a dat demisia. El pleacă din funcție. De acum rămâne. Dacă ar fi expirat mandatul, să zicem, eu aș fi spus că au procedat în conformitate cu hotărârea Curții Constituționale. A lor, a Curții Constituționale. Dar așa, în caz de demisie,
Eu îmi vine greu ca să răspund la cea. Eu aș vrea să văd interpretarea însăși a Curții Constituționale care a fost înscrisă în această decizie. Dar uitați-vă, dacă vedem, ne uităm la comunicatul Curții Constituționale, atunci observăm că domnul judecător Veceslav Zaporojan va îndeplini numai și numai atribuțiile administrative. Da. Adică e o noțiune care este aici prezentă. În comunicatul, da. Numai cele administrative. Adică el va avea dreptul ca să hotărască problemele salariale, să semneze documentele interne și așa mai departe. Dacă luăm în considerație acest comunicat. Dar iarăși ne vom convinge atunci când va fi publicată această decizie de demisie a judecătorului constituțional. Eu nu înțeleg, nicăieri n-a fost dat publicității, dar care judecător și-a anunțat demisia? Pentru că între ei, între cei cinci, există un judecător care a expirat mandatul lui încă la 24 aprilie, dacă eu nu mă greșesc. A expirat mandatul de 6 ani, dar el prelungește ca să se afle în funcție. Și n-a fost nicio... Eu, în orice caz, n-am auzit ca să fie un comunicat că atunci când expiră mandatul, să anunță vacanța funcției, în termen de 3 zile, președintele Curții Constituționale sau judecătorul care îl înlocuiește este obligat ca să comunice instituției, adică Parlamentului, Guvernului și Consiliului Superior al Magistraturii, ca în termen de 15 zile să numească un nou candidat sau noi candidați în locul judecătorului în privința căre mandatul a expirat în termen de 15 zile. Să zicem la ziua de astăzi, această poziție probabil că este învechită. Da. Însă Curtea Constituțională necesită o reformare totală. Totală reformare. Iată, la capitolul reformare vreau să ajung. Pozițiile raportate la ceea ce se întâmplă, de fapt, au fost mai multe. Aici vreau să vorbim cel puțin despre două pe care o împărtășesc doi ex-președinți ai Curții Constituționale. Haideți să pornim de la soluția pe care o oferă domnul Tănase. Curtea Constituțională are nevoie de 2 judecători cu mandat internațional ca să nu sau să poată preveni orice abuz. Ar fi o soluție în viziunea dumneavoastră cu acești judecători cu mandat internațional? Ce punct de vedere împărtășiți? Eu nu împărtășesc acest punct de vedere. Vă rog. Și explic de ce. Republica Moldova este un stat suveran, independent și, cum e scris în Constituție, unitar și indivizibil. Constituția Republicii Moldova este actul de bază al Republicii Moldova. Noi, dacă ne stimăm pe noi, atunci trebuie să ne conformăm Constituției. Și uitați-vă ce s-a întâmplat în Republica Moldova. În 2000, anul 2000, a fost introdus în Republica Moldova, mi se pare că în 2000 sau în 2001, inspecția înainte de expediții. Ne-au legat-o nou, ne-au pus unghiuța în gât Fondul Monetar Internațional și alte instituții internaționale. Că Chipru la noi nu există frontiere ca unde ar putea să fie aplicat controlul. Da. Mărfură înainte de expediții. Și noi, Curtea Constituțională, deja, iată acesta, s-ar putea de spus că noi am mers la respectând interesele Republicii Moldova, pentru că nimeni nu putea, Parlamentul nu vrea să strici cu relațiile cu Fondul Monetar Internațional, Guvernul la fel, și Curtea Constituțională și-a asumat responsabilitate și a anulat această, a declarat neconstituțională această inspecție înainte de expediție, pentru că noi suntem un stat, cum am spus, cum și așa și este, recunoscut de către 186 de state ale lumii, cu care, de cum mi se pare că 150 avem relații diplomatice, și ca să noi să împrumutăm, eu înțeleg pe domnul Tănase, aceasta este, știți, o situație de criză mult mai profundă în Bosnia și Herțegovina, legată de evenimentele de dispersare a Jugoslaviei. Da. Domnule Pușcaș, nu vă supărați, vreau să țineți minte ceea ce intenționați să remarcați. În legătură telefonică cu noi este un alt ex-președinte a Curții Constituționale, este vorba de Dumitru Pulbere, pe care îl salut. Bună seara, domnule Pulbere! Bună seara! Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, discutăm despre starea de lucruri de la Curtea Constituțională. În media am găsit și poziția pe care o împărtășiți dumneavoastră. Vorbiți despre faptul că ar fi necesar să
creăm o comisie parlamentară care să examineze de fapt această problemă. Haideți să pornim de la faptul, ca să ne explicați și dumneavoastră, după aceste demisii, judecătorii rămân în continuare să-și exercite această misiune, pentru că potrivit Curții Constituționale, Veceslav Zaporojan va fi abilitat cu dreptul de a, nu știu, a întreprinde anumite chestii administrative. Eu vreau să aflu de la cine e cu dumneavoastră în studio, cu cine discutați acolo. Da, în studio este un alt ex-președinte al Curții Constituționale, este vorba de domnul Victor Pușcaș. Domnul Pușcaș, vă salut! Bună seara! Bună seara! Poziția mea referitor la situația creată din Curtea Constituțională este ceea ce am reflectat-o noi, un grup de specialiști în domeniul la conferință care o văd pe data de 14 iunie, unii a participat și domnul Pușcaș, cred că din Sânăminte, și acolo mai mulți specialiști în domeniul categoric s-au expus în faptul sau pe marginea problemei care dumneavoastră o abordați, că da, este necesar de pe viitor, de revăzut împuternicirile Curții Constituționale care sunt prevăzute în Constituție. Mai departe, cred că e necesar pe viitor tot în Constituție de prevăzut un mecanism, încă noi, eu nu-s gata, nici noi atunci n-am fost gata, cum să-l numim noi mecanismul ăsta, ca să fie un fel de a putea modera situația, de a putea controla comportamentul de viitor a Curții Constituționale, nici de cum ne amestecându-ne în atribuțiile acestui organ. Da. Ce ține de starea creată la moment. Da, care se află momentan, într-adevăr, într-o emisiune televizată, eu am spus păreri, că ar fi bine în Parlament de creat o comisie aparte, nu numai decât din deputați, dar poate fi din specialiști în domeniul dreptului constituțional, care ar verifica impactul celor hotărâri anticonstituționale, din punctul meu de vedere, care le-a adoptat Curtea Constituțională, începând cu anul 13 până la prezent. Da. Care a fost impactul asupra societății, ce a avut de suferit statul Moldova, imaginea statului Moldova în fața lumii, cât și cetățenii Republicii Moldova. Domnule Pulber, da, spuneți-mi, vă rog, iată un alt ex-președinte a Curții Constituționale, este vorba de Alexandru Tănase, spunea că ar fi cazul să preluăm metoda sau modelul Bosniei și Herțegovina cu doi judecători cu mandat internațional. Vreau să aflu de la dumneavoastră, credeți că acesta este un plan de salvare pentru starea creată? Cred că nu, pentru că noi acțiunile Curții Constituționale, care și a judecătorilor Curtea Constituțională care și-a dat demisia, de ultima oră am de hotărârile din 7-9 iunie, care ne-au făcut de rușine la toată lumea. Asta a confirmat și Comisia de la Veneția, că judecătorii prin hotărârile lor grosolan au încălcat norma constituțională, s-au depășit atribuțiile de drept, care le are Curtea Constituțională. Eu n-aș vrea că, invitând specialiști din afara țării, să ne mai facem o dată de rușine, pentru că cred eu că în țară la noi sunt destui specialiști, competenți, devotați statului Republica Moldova, care ar putea să fac față la Curtea Constituțională. Și nici de cum nu ne trebuie nouă specialiști din alt domeniu. Domnule Pulbere, ultima întrebare în acest interviu. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră considerați că cei care și-au dat demisia ar fi trebuit să fie trași la răspundere pentru ceea ce au întreprins? Spuneați mai devreme, ne-au făcut de rușine pe plan internațional. Eu nu știu, nu-s gata să vorbesc cam de o răspundere penală, de o răspundere penală acestor judecători, pentru că de ce ne-i greu să vă răspund la întrebare? Pentru că asemenea situație în istoria statului contemporan al Republicii Moldova n-am avut. Da. Și deci nici legislația nu-i care ar putea să reglamenteze acest moment, dar că îi poartă și trebuie să poarte o răspundere morală, cel puțin, asta e evident. Domnule Pulber, dar eu vă mulțumesc. Dar eu consider că comisia care va fi creată, dacă va fi creată pe lângă organul legislativ, vor studia toate acele aspecte care noi am vorbit mai sus.
și atunci se va face concluzia respectivă. Eu vă mulțumesc, vă aștept și în studioul Reflector Analitic. A fost Dumitru Pulberi, ex-președintele Curții Constituționale. Revenim în studio. Domnule Pușca, și aceeași întrebare vă acord și dumneavoastră. Credeți că ex-membrii Curții Constituționale care și-au depus deja demisia trebuie să fie trași la răspundere? Nu, în lege și în Constituție și în lege este scris că nu numai judecătorii, dar și deputații în Parlament nu poartă răspundere penală pentru expunerea opiniilor lor. Opiniile trebuie să fie expuse absolut liber și niciun fel de influență asupra opiniilor și a judecătorilor și a altor categorii care sunt prevăzute de legislație nu pot să aibă loc. Pentru a fi atrași la careva tip de răspundere, în afară de cea morală, care eu susțin pe domnul Pulberi, că e deja s-a realizat, s-a epuizat, deja au declarat, au revăzut hotărârile sale. Pentru altele, dacă îmi permiți, eu o să explic puțin. Dar tragerea la răspundere penală poate fi atunci când sunt stabilite de către organele procuraturii componențele infracțiunilor. În cazul dat, cum vedem din hotărârea Parlamentului, se vorbește despre tentativă de uzurpare a puterii de stat. Uzurpare a puterii de stat. Aceasta potrivit și Constituției, articolul 2 din Constituție și articolul respectiv din Codul Penal, uzurpare a puterii de stat, aceasta este sau tentativă de uzurpare, poartă adică răspundere penală. Dar dacă există circumstanțele respective, acestea trebuie să dea răspunsul organele de ocrotire a normei de drept. Eu ca cetățean care nu am posibilitatea nici să iau nici o decizie, pot să-mi expun numai opinia că a fost creată dualitatea puterii în Republica Moldova. Un guvern a fost format, eu socot că foarte legitim, constituțional, a fost formată majoritatea parlamentară, a fost format guvernul și altul care nu ce-a dat puterea. Și acest care nu ce-a dat puterea, nu știu cine, trebuie de verificat acestea. Cine a blocat instituțiile statale? Cine n-a permis accesul în instituțiile statale a noului guvern? Cine a permis? Vreau să vă spun, să atrag atenție, că cineva încearcă că Curtea Constituțională a efectuat niște greșeli, neatenții la adoptare, deci și așa mai departe. Uitați-vă, codul de juridicție constituționale nu permite revizuirea, adică reglementează strict în care cazuri poate avea loc revizuirea hotărârilor. Curtea Constituțională n-a revizuit hotărârile, cu toate că a făcut referire la articolul 70 din Codul Juridicii Constituționale, dar n-a făcut referire la motivele revizuirii. Sunt numai două motive de revizuire. Atunci când s-au stabilit circumstanțe necunoscute de către Curtea Constituțională în timpul adoptării hotărârii respective și atunci când a fost modificată Constituția sau legea respectivă. Alte motive nu există, dar cum a hotărât Curtea Constituțională? Curtea Constituțională a hotărât având în vedere că s-a creat o nouă situație, că s-a cedat puterea de la o formațiune politică la majoritate parlamentară, cam în așa fel. Eu n-am hotărârea ca să o citez, dar cred că esența acestui act. Da. Atunci, ce a făcut Curtea Constituțională? Cum și-a revizuit ea hotărârile sale dacă, de fapt, a adoptat o nouă hotărâre, dar din altă parte a adoptat această hotărâre recunoscând că hotărârile sale precedente, adică cele care au fost adoptate pe data de 7, 8 și 9 iunie, sunt nelegale. Păi iată aici vreau să ajung. Mi se pare important. Potrivit articolul 7 din Constituție, nici o lege și nici un alt act juridic nu are putere juridică în Republica Moldova dacă contravine Constituției.
dacă contravine Constituției. Iată prevalarea declarației de independență asupra Constituției. Cu articolul 13, cu probleme în limbi, contravine 100% Constituției. Dar mecanismul, eu am adus ca exemplu, numai o hotărâre, dar pot să aduc aproape undeva 10 sau 11 hotărâri de ale curții constituționale care pot fi puse, adică contravin articolul 7 din Constituție. Contravin normele constituționale. Dar mecanismul care ar putea să poată fi realizat potrivit articolul 7 din Constituție, noi nu-l avem în Republica Moldova. Rămâne, având în vedere că se admit și abuzuri din partea ramurilor puterii în Republica Moldova, la nivel de drept constituțional, noi, cei care ducem această disciplină, lucrăm cu Constituția, trebuie să ne gândim cum să realizăm. La prim pas, iată, eu susțin pe domnul Pulbere ca să fie creat un astfel organ temporar care ar verifica dacă contravin articolul 7 din Constituție. Dar să fie creat dreptul de a revizui hotărârile curții constituționale. Dreptul de revizuire, până când nu prevede legislația, nimeni. Nu prevede nimeni. Și eu voi spune că acesta este un mic secret al meu ca unui arhitectur care a format legislația privind Curtea Constituțională, ca niciodată nimeni să nu poată revizui hotărârile, pentru că hotărârile curții constituționale, pentru că Curtea Constituțională este o instituție politico-juridică. Domnule Ea Pușcă, este formată de ramurile politice, adică de parlament și de guvern, adică care pot influența direct. Și să schimbă puterea politică, numesc alți judecători, vin și începe a revizui hotărârile. Da, deci se întâmplă cu deciziile de până în 7. Dar în cazul dat, este vorba dacă n-a săvârșit abuz însăși judecătorii constituționali, în timpul când au adoptat aceste hotărâri din 7, 8 și 9 iunie. Dacă n-au săvârșit abuz și dacă nu cineva să recunoască la nivel oficial că acestea au fost adoptate în afara câmpului constituțional. Opinia mea personală, viteza cu care se adoptau hotărârile, încălcarea tuturor procedurilor, ieșirea în afară cadrului legal, cadrului normativ, cadrul constituțional, vorbește despre niște lucruri la care eu răspuns nu am. Da, dar vroiam să vorbim despre deciziile de până în data de 7, în condițiile în care mai târziu s-a developat comportamentul curții nu este cel care ar trebui să fie. Au desferit pentru că uneori există și ceea ce se numește efect retroactiv. Nu știu dacă e vorba și în acest caz. Potrivit Constituției, nicio lege nu poate avea efect retroactiv, numai în cazul poate avea efect retroactiv când ușurează sau îmbunătățește situația. Dacă ne conducem de această normă constituțională, atunci legiuitorii noștri, legiuitorul constituant, care este Parlamentul, ar putea ca să studieze această problemă și să ia o decizie. Eu încă o dată repet, mecanismul care ar putea să fie realizat prin articolul 7 din Constituție nu există. De aceea sunt hotărâri care, nu de aceea că s-au greșit judecătorii, dar trebuie să dovedească cineva că s-au făcut presiuni și trebuie să dovedească cineva că judecătorii constituționali au făcut o cârdășie cu careva forță politică în Republica Moldova. Numai atunci ar putea noi să fim foarte atenți când vorbim de să-i tragem la răspundere pe tot, să-i punem... Citești în Facebook, pe Facebook, acolo îți rădic părul în cap. Ce fel de oameni noi suntem? Noi, știți, nu ne conducem deja de leninism, dar când a spus vorbe foarte bune, nu vă stăriți ca cu apă murdară să aruncați și copilul. El trebuie păstrat. Curtea Constituțională trebuie păstrată, dar trebuie să fie reformată, cum eu am spus, în publicațiile mele, ca să fie două trepte din făptuirea justiției constituționale. Mărit numărul de judecători și așa mai departe. Dar în momentul în care judecători la înalta curte erau numiți, nu știu, nașii unor lideri politici, lucrul ăsta n-a stârnit discuții în societate, chiar în rândul specialiștilor. Și exemplul ar putea continua, pentru că există un conflict de interese până la urmă, nu? Bineînțeles, eu vă spun un exemplu din viața mea personală. Spuneți. Adică din activitatea mea personală,
că când a apărut un conflict cu o rudă de-a mea care își păstra depozitele sale într-o bancă, iar acea bancă a căzut sub lovitura Băncii Naționale și această lege a venit la Curtea Constituțională, eu m-am ridicat în fața la toți judecătorii, în fața SELI și am spus că eu mă retrag de la examinarea acestui caz pentru că există conflict de interese. Eu cred că așa trebuie să procedeze fiecare judecător. Dar știți ce vreau eu să atrag atenția? Trebuie deformat un mecanism funcțional de numire judecătorilor în funcție la Curtea Constituțională. Ceea ce avem noi astăzi, iată, vorbiți din anașism, de cumătrism, de conflict de interese. Dacă cine o să citească opiniile mele separate, care noi să le dăm publicității, bineînțeles cu comentariile respective, nu numesc instituții care ceva nu era curat. Ceva nu era curat. Spuneați ceva mai devreme că sunteți, iau în ghilimele de rigoare, arhitectul acestor prevederi. Vreau să discutăm despre modul în care sunt numiți judecătorii la Curtea Constituțională și îmi spuneați înainte de emisiune că la început practic nu era acest mecanism în această formulă. Astăzi, din câte știm, doi sunt numiți de Parlament, doi de Guvern și doi de Consiliul Superior al Magistraturii. Această prevedere oarecum venea ca să facă această componență mai reprezentativă? Mai reprezentativă ideea constă în faptul că dacă Curtea Constituțională judecă celelalte autorități publice din stat, autoritățile centrale din stat, atunci Curtea Constituțională, la formarea Curții Constituționale, trebuie să participe toate ramurile puterii prevăzute de articolul 6 din Constituție. Legislativul, executivul și puterea judecătorească. Inițial, se propunea ca al șaptelea judecător să fie numit în funcție de către președintele Republicii Moldova în anul 1995, atunci noi avem o republică aproape prezidențială în Republica Moldova, așa era puterea, atribuțiile președintelui. Dar cu păreri de rău n-a trecut această idee și au hotărât că al șaptelea vot să fie dat președintelui Curții Constituționale. Însă când au venit stimații deputați în 2001, când au primit 71 de mandate, mai întâi de toate au scos al șaptelea vot de la președinte și au introdus paritatea de voturi, că adică dacă au careva influență spre trei judecători, deja Curtea Constituțională se află sub control. Și ce au făcut? Au înscris în lege, printre altele aceste poziții sunt și astăzi în lege, lege pe la Curtea Constituțională, că în caz de paritate de voturi, dacă se contestă un act normativ, atunci actul normativ se prezumă constituțional, iar cauza se lichidează, se sistează procesul. Da. Dar în 2007, când se vedea că în Republica Moldova au început să miște sau apar noi forțe politice, în 2007, de acum se vedea că societatea noastră nu mai poate trăi după acel regim care a fost introdus în 2001. Atunci au introdus modificare în lege și au înscris că, da, în caz de paritate de voturi, când se contestă un act normativ, cauza se prezumă, adică actul contestat se prezumă constituțional, iar cauza se sistează. Iar în alte cazuri au înscris o nouă sintagmă. Cauza se amână. Cauza se amână. De ce? Dar în care cazuri? Atunci când este necesar ca Curtea Constituțională să valideze mandatele deputaților, să recunoască rezultatele legilor Parlamentului, rezultatele, adică problemele politice. Și atunci aceasta a fost o încercare, eu cred că absolut directă, ca să influențeze activitatea Curții Constituționale. Da. Pregătindu-mă pentru această emisiune, am atras atenție și la persoane care pot fi judecători la Curtea Constituțională. Cei care dețin cetățenie Republicii Moldova, au domiciliu în țară, au pregătire juridică corespunzătoare și ceea ce cel puțin în viziunea mea generează discuții este faptul că dispun de o înaltă competență profesională și o vechime de cel puțin 15 ani în activitate juridică, în învățământul juridic superior sau în activitatea științifică. Haideți să pornim de la ultimele sintagme, activitatea științifică. Da,
activitatea juridică, da, și sau științifică. Da. S-a în vedere 15 ani în funcție de judecător, de procuror, de profesor la Universitatea în probleme de drept, la catedră de drept privat, public și așa mai departe. Adică se cere o pregătire profesională. Dar această lege a fost scrisă în anii 90. Până la 94 a fost, adică elaborat. Am participat la elaborarea acestei legi. La ziua de astăzi e de cum sunt și este și învechită. Trebuie să introducem modificări în acest articol din legea prin la Curtea Constituțională și să scriem că se numesc prin concurs, cum se promovează concursul, ce fel de teste, mai departe. Ca să nu apară astfel de hotărâri care le-a făcut Curtea Constituțională de interpretare, că adică își păstrează mandatul în caz de expirare a mandatului, până alege nou judecător, să luăm jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului. Se trec concursul, țara respectivă, trece, adică concursul, pregătirea, înaintarea candidaților, cu o lună sau cu două sau cu trei înainte de expirare mandatului judecătorilor în funcție. Aceasta trebuie introdus urgent în legislația Republicii Moldova și să treacă nu numai concursul, dar și testarea. Testarea și medicală, testarea psihologică. Sunt, integritate. Sunt multe forme care ar putea ca să ajungă la Curtea Constituțională numai și numai persoane care cu adevărat sunt integri, dar principalul că sunt devotate buchii și spiritului legii și Constituției și se va comporta echidistan. Bineînțeles că unii judecători constituționali, care adeseori eu particip la unele emisiuni televizate, da, spun, dar noi am dat jurământul. Stați o secundă, ați dat jurământul, dar asta încă nu înseamnă nimic. Și cu problema jurământului trebuie încă să ne clarificăm la nivel juridic ce fel de mecanism, ca cu adevărat el să coincide cu cerințele societății, cu a comunității noastre. Mai avem două minute în cadrul acestei emisiuni. Nu pot să nu vă întreb despre Comisia de la Veneția și despre poziția pe care am părtășit-o. Aveți aceeași viziune? V-a surprins oarecum poziția Comisiei de la Veneția? Nu m-a surprins. Da? Pentru că Curtea Constituțională în ultimii ani s-a demonstrat, și în diopși autoritățile Republicii Moldova, au manifestat nu chiar o stimă față de această instituție europeană. Cu adevărat, hotărârile Comisiei de la Veneția nu sunt obligatorii. Ele poartă un caracter de recomandare, dar sunt aceste hotărâri reprezintă opinia a tuturor membrilor Consiliului Europei. Câți membri sunt undeva, câte țări? 48 de țări sunt membri a Consiliului Europei. Adică poziția tuturor, și aici este imbibată experiența tuturor țărilor Europei. Iată o singură poziție cu termenul de 90 de zile sau 3 luni. Ce înseamnă 3 luni sau 90 de zile? Nicăieri, dacă e ratat termenul în luni de zile și se determină dacă e ratat printre altele, și hotărârile Curții Constituționale, eu nu vreau să-l critic pe domnul Tănase, dar îndată după hotărârea din 7 sau 8 iunie, el a ieșit cu o declarație, chipurile foarte corect au determinat 90 de zile. Și pe urmă se vede că și-a adus aminte că sub președinția lui, el fiind chiar și raportor, în 2013 și 2015 a adoptat hotărâri de interpretare articolul 85 din Constituție, care prevede dizolvarea Parlamentului. Și acolo... Tocmai acele prevederi. Tocmai acele prevederi care le socoate absolut necesare Comisiei de la Veneția. Mai mult ca atât, asupra sesizării președintelui din 22 mai, eu am așteptat că Curtea Constituțională și va expune o hotărâre de interpretare, pentru că în diferit mod este înțeles ce înseamnă termenul de 3 luni și de când începe acest termen, de la 9 martie sau de la 21 martie. Dar 21 martie, asta e data constituirii Parlamentului. Blocarea procesului legislativ poate să aibă loc în termen de 3 luni de zile de la constituirea Parlamentului. Cel de formare a guvernului poate avea loc în termen de 45 de zile de la prima solicitare. O întrebare închisă și cu aceasta probabil punem punct ediției de astăzi. Haosul din Curtea Constituțională, îmi permit să zic lucrul ăsta, face ca oarecum și întreg domeniul jurisprudenței să fie catalogat
Și uneori specialiștii ar zice și pe bună dreptate, drept corupt, drept nefuncțional și așa mai departe. Există o interdependență logică? Este o interdependență logică. Se vorbește de capturarea instituțiilor statale, statului. Și eu, opinia mea, că da, din presă am aflat, da, că în 2009 au fost partajate funcțiile stat și instituțiile. Și iată, ar fi bine ca comisiile acestea, comisie parlamentară, ca să înceapă de la această dată, lucruri, anume cine o partajat și cui i-a revenit Curtea Constituțională, cui i-a revenit Procuratura Generală, cui i-a revenit Curtea Supremă de Justiție, eu nu mă pot să fac unele presupuneri. Da. Domnule Pușcaș, eu vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat. Vă aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de colegii noștri. Pe curând! Mulțumesc!